aproape 50 de arme de foc letale și neletale, peste 11.700 de elemente de muniție și 62 de kilograme de carne de vânat au fost confiscate de polițiștii hunedoreni în primele 10 luni ale acestui an. În urma controalelor efectuate au fost aplicate 37 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 65.000 de lei, fiind înregistrate și 67 de dosare penale. În primele 10 luni ale acestui an, polițiștii Serviciului Arme Exploziv și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Hunedoara au efectuat 57 de acțiuni de control pe linie de arme, de prevenire a actelor de braconaj cinegetic, de vânătoare și pe linia materiilor explozive, substanțe toxice și deșeuri periculoase. În urma controalelor au fost constatate 53 de infracțiuni, 45 dintre acestea fiind în flagrant delict. Ca urmare a activităților întreprinse de polițiștii Serviciului Arme, au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor și a confiscării speciale în cadrul dosarelor penale instrumentate, ori în vederea confiscării ca măsură complementară a sancțiunilor contravenționale aplicate, 48 de arme de foc, dintre care 18 arme letale. Dintre aceste 18 arme letale, 8 erau deținute ilegal, arme ce nu figurau în circuitul legal, și 10 arme deținute legal. 27 de arme neletale supuse autorizării, dintre care 25 deținute ilegal, precum și 3 arme letale supuse notificării. Au fost indisponibilizate 11.712 elemente de muniție, vorbim de cartușe și alte elemente de muniție, dintre care 11.636 au fost descoperite ca fiind deținute ilegal, 62 de kilograme de carne de vânat și 4 trofee de vânat. Pe linie de exploziv și deșeuri, substanțe periculoase, au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor și confiscării speciale 4.461 de litri de deșeuri periculoase și 40 de kilograme de astfel de deșeuri, precum și 2 kilograme de produse de protecție a plantelor și îngrășăminte chimice. Ca urmare a neregulilor constatate în perioada menționată, polițiștii au aplicat 37 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 65.400 de lei, fiind înregistrate aproape 70 de dosare penale. La nivelul județului există peste 2.400 de posesori de arme, care dețin aproape 4.300 de arme de foc letale și aproape 500 de posesori de arme neletale, care au în total peste 1.300 de astfel de arme.